Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog de croșetat pe canalul meu Viotoi Samigurumi. În video de astăzi vreau să vă arăt și să vă spun care sunt noutățile din ultimul timp care se referă la croșetat, desigur. Să fac anunțul următoarelor tutoriale. Voi arăta care jucării vor urma. Va fi tutorial pe canal. Deci aș vrea să încep cu ceea ce deja este pe canal, cum eu fac de obicei, și anume acest hamster. Este tutorialul pe canal, dar îl mai arăt încă o dată, poate cineva nu l-a văzut. Acesta este primul. Tutorialul este disponibil, este destul de ușor de realizat și se primesc jucării drăguțe. Deci, hamsterii i-am arătat. Mai departe, am terminat pisica de mare. Am arătat-o în ultimul vlog. Că era începută, dar nu era terminată. Și acum am terminat-o, am cusut-o. La fel voi face tutorial la ea, dar deja vom vedea în ce ordine vor apărea ele. Deci așa arată pisica de mare. I-am făcut cu noduri franceze așa pe deasupra. Se poate și în alte feluri, doar cu oaț, așa simplu, și cu acu de făcut, ca de exemplu, cum este aici. Aceasta este de mai înainte croșetată și aici doar am cusut cu acul și cu oața pe deasupra, iar aici am făcut cu noduri franceze, cum am arătat și la castraviete. Nu este atât de greu, dar... Deci aceasta nu se referă la video de astăzi. Pisica de mare. Mai departe, am croșetat. Adică nu am croșetat, dar, cum se spune, am împletit această păturică. Și ea nu încape să o arăt pe toată aici. Dar doar așa. Nu este, așa este fața. Iată acest model. Este pentru prima oară când fac așa păturică pentru bebeluș. Este foarte, foarte plăcută la atingere. Îmi place foarte mult. Cum am mai spus, este prima oară când am făcut așa ceva. Am căutat mai întâi pe YouTube modele și cum se face, că nu aveam idee. Și m-am descurcat. Dar de câteva ori am desfăcut pentru că pierdeam ochiurile acestea. Aceasta este din fir alize puffy și am folosit 6 geme. A rămas doar o bucățică, a mai rămas, dar așa am folosit 6. Cine a mai croșetat sau știe să, adică cine a mai împletit sau știe să împletească așa păturici, mie mi-a plăcut. Nu este atât de greu, doar trebuie să înțelegi modelul și să ai grijă să nu scapi ochiurile. În rest, este simplu și mi se pare că destul de rapid. Eu am făcut-o în mai multe zile, deoarece făceam câte un rând sau două pe zi. Sau trei, depinde când și cum. Dar se face destul de rapid. Și vreau să mai fac în set la această păturică și o jucărie de bebeluș. Și am început
Iată așa ceva. Nu știu ce se va primi până la urmă. Dar dacă se va primi frumos, voi face și tutorial pe canal. Deci va fi o jucărie care este goală pe interior, corpul nu este umplut. Deci am umplut aici picioarele. Iată așa arată picioarele. Cum credeți? Ce va fi? Ce animăluț va fi? Va fi iepuraș. Așa m-am gândit. Deci vedem ce se primește până la urmă, dar sper că va ieși ceva drăguț și voi face și tutorial pe canal. Desigur, vă voi arăta când va fi gata. Și pe urmă voi face și tutorialul. Eu de mult vreau să fac așa jucărie care este goală pe interior. Eu am vrut să fac pisică. Pentru că am un model pe care l-am croșetat cu câțiva ani în urmă și mă gândeam să croșetez pisica, dar între timp mi-a venit altă idee. Am văzut imagine cu diferite jucării din acestea care goale, corpul nu se umple și sunt foarte drăguțe. Ele sunt pentru bebeluș, pentru bebeluș ca să doarmă cu ele. Deci, cred că se potrivește așa culoarea și cu păturica. Este un persic, nu se vede bine pe video, dar este o culoare așa, persic. Aceasta am vrut să arăt din noutăți și următoarea noutate este maimuțelul. Da, este modelul meu, este schema pe canal și eu am transformat schema în tutorial. Adică încă nu este gata, dar doar anunț. Cine și-a dorit să croșeteze modelul meu va avea ocazia în curând. Doar că eu i-am făcut unele schimbări. Acum, acolo este corpul croșetat separat și se coase corpul de cap, picioarele de corp, dar aici eu am făcut împreună picioarele și cu corpul. Și am micșorat un pic corpul, chiar și altă formă, cum se primește. Și este un pic micșorat. La modelul cela vechi, chiar atunci, eu când am croșetat, mi s-a părut că este prea mare corpul, prea grăsuț părea. Nu arăta așa de bine, dar deja m-am gândit că dacă voi mai croșeta, o să-i schimb corpul, o să-l micșorez. Și acum l-am micșorat și eu cred că așa arată mult mai bine. Nu știu cum vi se pare, dar corpul în raport cu capul așa arată mai bine. Acolo este prea mare corpul. Și deci am făcut unele modificări și aici salopeta. Se primește cu un rând mai puțin decât la cel vechi, deoarece acolo, dacă este corpul mai mare, automat și salopeta mai, încă un rând mai sus trebuia de croșetat aici. Dar în rest este aproape la fel. Și mânuțele îmi pare că am scurtat cu un rând. Le-am făcut un pic mai scurte. În rest, parcă este totul cum era și celălalt. Și deci voi face tutorialul, dar tot mă gândeam, cred că voi face și fetița. La fetița este după aceeași schemă ca și băiețelul, doar acolo are rochiță și fundiță.
mi se pare, singurele diferențe. Dar totuși m-am gândit că o să fac și fetița și o să includ tot în acest tutorial, nu separat, și așa o să le fac poză împreună. Și iată ce am făcut pentru fetiță până acum. I-am făcut și codița. Doar codița i-am făcut. Voi croșeta toată fetița și pe urmă voi filma cum croșetez rochița și fundița. Și mi se pare că aici îi fac chiloței la fetiță și vor fi mai puține rânduri, adică de mai sus. Voi schimba culoarea mai sus. Voi croșeta cu maro încă vreo 3 rânduri, cred. Și pe urmă voi schimba cu alb și voi face chiloței. Dar o să vă arăt acestea. Deci acestea sunt noutățile ce ține de jucării. Deci urmează să apară tutorial la maimuțe și la pisica de mare și deja când va fi gata și jucăria aceasta de bebeluș va urma. Sau poate între timp voi face alte... Voi mai face poate alte jucării. Dar ca să știți că vor fi și acestea. Cine mă urmărește vede toate noutățile când apar, dar cine nu, atunci trebuie să mă căutați de fiecare dată și să vedeți dacă a apărut un anumit tutorial care vă interesează. Cam acestea au fost cu jucăriile. Da, și mi-am amintit ce am vrut să mai spun în acest video. Am așa o propunere pentru dumneavoastră: să-mi scrieți în comentarii care ați dori să fie următoarea jucărie, următoarea schemă să o transform în tutorial. Cine deja cunoaște jucăriile mele, schemele de pe canal, le-am mai văzut, dar nu a reușit să le croșeteze din oarece sunt doar scheme. V-aș ruga, dacă, desigur, dacă doriți, asta nu este obligator, dacă doriți, îmi scrieți în comentarii. Dacă vor fi măcar 2 comentarii la care să fie următoarea jucărie, adică să coincidă. De exemplu, eu mă gândesc să croșetez girafa, tot modelul meu care este schema, și aș vrea să o transform, următoarea, desigur, după toate acestea care eu deja le-am arătat și am spus despre ele, sau poate și mai repede va apărea, nu știu sigur, ordinea în care vor apărea, dar dacă îmi veți scrie, atunci eu mă voi orienta după comentarii, adică ce jucărie ați dori să o croșetați mai întâi. Desigur, nu pe cele cu tematica de Crăciun, de anul nou, acele le lăsăm mai pentru mai târziu. Acum, din aceste care nu se referă la o anumită tematică. Deci, dacă doriți, să-mi scrieți în comentarii care ați dori să fie următoarea jucărie și dacă sunt 2 comentarii, de exemplu, girafa. Cineva scrie girafa, altcineva tot scrie girafa. Înseamnă că următoarea jucărie, obligatoriu, eu croșetez girafa. Deci vă gândiți și dacă doriți să facem așa ca un, nu știu, ca un concurs sau nu este concurs. Eu oricum o să le fac pe toate. Oricum o să le transform pe toate în tutoriale. Dar dacă le doriți pe careva anume mai repede,
Atunci îmi scrieți în comentarii la acest video și cu siguranță că acea jucărie va fi următoarea. Acum vreau să arăt rapid ce culori mi-am mai cumpărat. Am cumpărat așa culori Alizé Cotton Gold. Este prima oară când cumpăr, am mai cumpărat eu, am mai folosit Alizé Cotton Gold, dar așa culori verzi. Este pentru prima oară. Ele se deosebesc, nu știu pe cameră dacă se vede, se deosebesc un pic. Foarte, foarte puțin, dar se deosebesc. Sunt ce număr? 126 acesta și acesta este numărul 35. Așa, culori. Mai departe. Iar Nars Jeans, ca de obicei, așa culoare, numărul 23, acesta pentru prima oară, îl cumpăr numărul 79, este un verde deschis, tot se potrivește bine pentru jucării, pentru bebeluș. Așa. Așa, un maro, iarăși numărul 40 și așa verde am mai luat și înainte, este numărul 92. Așa, un roz, numărul 18. Dacă voi mai face încă o jucărie când va fi gata iepurașul pentru bebeluși, voi face posibil și în așa roz. Și așa, rozul acesta mai bine se potrivește cu păturica. Am luat așa un culoarea, un galben, lămâi. Este numărul 67. De mult nu am mai comandat așa culoare. Dar înainte o foloseam mai des. Chiar am și un ursuleț. Se numește ursulețul de vanilie, așa l-am numit, și este din așa culoare. Nu este tutorial, nici schemă pe canal. Am cumpărat așa negru, deja nu mai aveam, este numărul 53, două bobine. Și așa bej, numărul 07. Tot două. Acestea au fost cumpărăturile și noutățile. Iarăși este un vlog de o singură zi, dar ca să nu rămână canalul gol, mai postez câte ceva și sper data viitoare deja să ne întâlnim la un nou tutorial. Eu sper că va fi mai muțelul, dacă reușesc săptămâna aceasta să-l editez, să croșetez și fetița și să filmez și să-l postez până duminică. Dacă nu, deja săptămâna viitoare, cu siguranță, la început de săptămână. Astăzi este 27 iunie, deci până la sfârșitul lunii eu sper să postez tutorialul la maimuțele. Dacă nu, deja va fi la începutul lui iulie. Cam acestea eu am vrut să vă spun și să vă arăt pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă zic pe curând, până data viitoare, la un nou tutorial. Pa, pa!